Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Sunt Carolina Voin. Urmărim pentru început titlurile ediției. Termenul de finalizare al autostrăzii Arad-Timișoara se apropie cu pași repezi. Chiar dacă autoritățile vor da în folosință drumul în 15 decembrie, muncitorii mai au treabă pe șantier cel puțin jumătate de an. Primăria Timișoara strică socoteala piețarilor care au transformat parcările publice în adevărate depozite de marfă. Administrația locală propune ca staționarea în apropierea piețelor să nu fie permisă decât maximum 2 ore. Parcă chiar ești în starea aia de comă între realitate și undeva, te duci așa spre o lumină tot timpul. Ai, e foarte ciudat, e foarte genial. Galeria Timișoreană Calina își deschide porțile pentru un exercițiu plastic în Răzneț. Întâmplarea a provocat entuziasmul celor care au avut curajul să se lase ghidați de mâna plasticianului Imre Zoltan. În timp ce premierul inaugurează tronsoane de autostradă pe șoseaua rapidă care va lega Timișoara de Arad, constructorii se chinuie în al 12-lea ceas să finalizeze lucrările care ar fi trebuit să fie gata încă din 2010. Acum mai au doar o lună până la termen, însă de lucru mai e mult. Lucrările au început în 2009, dar vor fi complete abia în 2012. Românii ar fi trebuit să circule pe autostrada Arad-Timișoara încă din 2010. Asta promitea constructorul în 2009, când a început lucrările pe șoseaua rapidă. Exproprierile au pus primele piedici, așa că termenul a fost rapid amânat, până în iulie 2011. Apoi, arheologii au descoperit vestigii istorice și lucrările s-au blocat din nou. Premierul Emil Boc le solicită constructorilor să deschidă circulația în 15 decembrie anul acesta. Eu am informații că sunt toate șansele ca lucrarea să se termine în grafic la Arad-Timișoara, dar informațiile concrete vreau să le ofere Ministerul Transportului. Eu sunt una dintre lucrările prevăzute a se finaliza la sfârșitul acestui an. Acum, pe autostrada Arad-Timișoara încă se lucrează de zor la pasaje. După cum puteți vedea, legătura dintre șosea și autostradă nu este finalizată. Pe această porțiune nici măcar nu s-a turnat încă asfalt, iar podul nu este terminat. Constructorul are o misiune foarte grea, are la dispoziție doar o lună pentru a termina toate aceste lucrări. Autostrada este asfaltată în proporție de 90%, însă mai e mult de lucru. Practic, chiar dacă autoritățile reușesc să dea drumul în folosință în 15 decembrie, șantierul se va închide abia în a doua decadă a anului viitor. Pe anumite porțiuni s-a ajuns chiar în stadiul de lucrări de finalizare. Mă refer la faptul că se lucrează la instalarea de parapeți. Totul este în grafic și în spectrul dorinței de a deschide traficul pe acest tronson important de pe Coridorul 4 în data de 15 decembrie anul acesta. Cei 32 de kilometri de șosea rapidă au costat 135 de milioane de euro. Aproximativ 30.000 de mașini vor circula zilnic pe autostrada Arad-Timișoara. Caterina Ledrer a urmărit subiectul și vine acum cu detalii. Bună seara, Caterina! Bună seara, Carolina! Bună seara, doamnelor și domnilor! După vizita pe care am făcut-o și noi astăzi pe autostradă, este greu de crezut că șoferii vor circula în condiții optime pe aici din 15 decembrie. Cele mai mari probleme le pune podul care face legătura între autostradă și șosea. Totuși, autoritățile promit că din 15 decembrie circulația va fi deschisă pe aici. Un alt tronson de autostradă care a început cu probleme este cel care leagă Timișoara de Lugoj. Aici Uniunea Europeană a retras deja finanțarea pentru lotul 2 al autostrăzii, iar Ministerul Transporturilor a promis că va susține el financiar acest proiect. Rămâne însă de văzut dacă va fi gata în 2013 sau lucrările vor fi amânate, așa cum s-a întâmplat cu mai toate proiectele de infrastructură din ultimii ani. Carolina? Mulțumim, Caterina. Primăria strică socoteala comercianților care au transformat parcările publice în adevărate depozite de marfă. Administrația locală propune ca staționarea în apropierea piețelor să nu fie permisă decât maximum 2 ore și dă mână liberă poliției locale să-i sancționeze pe cei care ocupă locul de parcare mai mult timp. Locul mașinilor de marfă va fi luat de timișorenii care vin să își facă piața. Propunerea municipalității nu este tocmai pe placul comercianților, care se plâng că administrația piețelor agroalimentare nu le pune la dispoziție spații pentru depozitarea mărfii. Unde vă mai lăsați marfa? În stradă, că așa sunt noi țăranii. Deci asta sunt țăranii. Asta este domnul Băsescu. Păi uitați, se vede. Nu se vede? Ce condiții avem. Pe jos? Noi țăranii stăm pe jos că noi nimeni mai proști. Nu putem să vindem marfa, da? Asta e toată problema. Dacă să spună cineva, dacă nu ne mai lasă să stăm în parcare, mergem în gara atunci. Totul ține 3 zile, toată prostia. Și după toată prostia la 3 zile se face tot la loc cum vreau oamenii, nu cum vreau ei.
Timișorenii care vin cu mașinile să facă piața au însă de suferit. Cu greu reușesc să găsească un loc de parcare în apropierea pieței. Ați găsit loc de parcare pe aici, pe lângă piață? Nu ne-am găsit. Și unde ați parcat? Unde am putut. Cam la ce distanță? 500 de metri. Unde ați parcat? În parcare dincolo. Pe acoperiș. De ce? N-ați găsit loc? Nu am găsit. Lângă catedrală. Atât de departe? Da. Proiectul primăriei are nevoie de votul consilierilor locali pentru a putea fi pus în aplicare. Până acum, executivul a mai avut astfel de inițiative, dar ele au fost amânate de aleși. Sunt mașini folosite pe post de depozite de către comercianți, deci acolo își țin lăzile cu marfă, blocând practic posibilitatea unui cetățean care vine acolo să cumpere chiar produsele lui, poate, de a-și parca mașina. Pentru a monitoriza timpul de staționare în jurul piețelor, administrația domeniului public din Timișoara va instala parcometre. Aparatele costă aproximativ 15.000 de euro. Până atunci însă, șoferii pot folosi tichetele valabile câte o oră sau serviciul prin SMS. Vorbim despre acest subiect cu Liviu Barbu, directorul Societății Administrarea Domeniului Public din Timișoara. Bună seara! Bună seara! Am văzut că cea mai mare problemă a staționării, a parcărilor în zona unei piețe în Timișoara este în zona pieței Badea Cârțan, de aceea și elaborat acest proiect de limitare a staționării mașinilor la 2 ore. Spuneți-mi cum va funcționa acest sistem. Noi credem că va funcționa bine și vom încerca prin măsurile care le vom lua atât noi cât și administrația piețelor să împăcăm toate părțile din acest, să zicem, conflict care a apărut în ultima perioadă. E asta vorba concret cum va deci funcționa. Noi vom instala în jurul piețelor agro niște parcometre. Până atunci taxarea staționării se va face cu tichete, validându-se corespunzător în tichet, pe tichetul respectiv ora de pornire a staționării, respectiv prin BIP sau SMS, prin sistemul de telefonie mobilă care este implementat. Urmărirea se va face în echipe mixte de către oameni de-ai noștri și ai poliției locale, iar sancțiunile nu vor mai fi considerate abateri de la sistemul tradiționalul sistem Terpac și vor fi considerate ca și contravenții și vor fi sancționate ca atare. Spuneți-mi cum verificați dacă, de exemplu, cineva afișează în geamul mașinii un tichet din acela de parcare pentru 2 ore, vine, expiră acel timp, se întoarce cu un alt tichet de 2 ore și tot așa la câteva ore. Fiind atâtea zeci de mașini... În zona piețelor agroalimentare vor funcționa mai multe echipaje care vor patrula prin rotație, adică echipe mixte, v-am spus, formate din polițiști locali și oameni de-ai noștri, care la aproximativ o jumătate de oră vor constata toate abaterile care apar. Eu cred că aceste, le spuneți dumneavoastră, inadvertențe, vor apare foarte rar, fiindcă controlul... Totul ține de control. Controlul se va efectua, să zicem, cu maximă operativitate și foarte conștiincios. Spuneți-mi, aveți de gând să extindeți limitarea staționării la 2 ore și în alte zone din apropierea piețelor, de exemplu, sau pe alte străzi din Timișoara? Noi nu ne dorim, ADP nu își dorește să extindă acest lucru. Este o nevoie și municipalitatea și toți cei implicați în, să spunem, în acest aspect al vieții publice, trebuie să concure la realizarea unui climat urban cât mai sănătos. Deci, vrând nevrând, vom fi obligați, la nivelul, cel puțin la nivelul zonei centrale, să instituim un sistem de staționare cu parcare limitată, cum este, de fapt, în toată lumea asta. De fapt, și cei care au venit să facă investiții în programele pe care primăria le-a propus pentru parcări subterane, au solicitat expres acest lucru, fiindcă în ultimă instanță, un parking din ăsta trebuie umplut. Ori dacă staționarea este nelimitată la suprafață, nimeni nu va accesa, este o formulă mult mai comodă la suprafață decât în subteran. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsuri. A fost Liviu Barbu, directorul Societății Administrarea Domeniului Public din Timișoara. Continuăm jurnalul. Refacerea pieței Badea Cârțan merge ca pe roate. Se lucrează intens. Nu e lucru rău, însă astăzi era termenul de finalizare a șantierului. Săptămâna trecută, reprezentanții municipalității dădeau asigurări că lucrările de amploare vor fi gata până în 15 noiembrie. Nici vorbă de asta. Muncitorii încă betonează, vopsesc și montează echipamente.
autoritățile au promis că în data de 15 noiembrie lucrările la piața agroalimentară vor fi gata și că vor începe mutarea comercianților înapoi din piața Traian. Cu toate acestea, după cum vedeți în spatele meu, muncitorii lucrează de zor și niciun vânzător nu și-a adus încă produsele pe mesele noi-nouțe. În urmă cu o săptămână însă, autoritățile locale promiteau altceva. Începând cu 15 noiembrie vor începe să se mute, iar deschiderea oficială, cu public, cu tot ce trebuie, o să o facem în 1 decembrie. Muncitorii își văd de treabă însă în ritmul lor și puțin le pasă de termenele stabilite de municipalitate. Mai aveți? Câte zile mai aveți? Nu știu, domnule. Am pregătit și eu, sunt după muncitorii, să aranjăm mesele, domnule. O săptămână viitoare, probabil, dar nu sunt sigur. Mai e de lucru acolo. Ar mai fi vreo două săptămâni așa? Nu, o săptămână. De la 1 decembrie trebuie să te împagrică cu oamenii înăuntru. 360 de mese nou-nouțe, spații moderne cu instalații sanitare și o copertină nouă. De asta se vor bucura timișorenii, cel mai probabil de la începutul lunii decembrie. Lucrările care au fost contractate sunt finalizate. Acum lucrăm la o tâmplărie de aluminiu a halei. Trebuie să o vopsim, să reparăm un pic. Deci astea sunt lucrările care ne opresc un pic din loc să nu dăm drumul la data de 15 noiembrie. Refacerea pieței Badea Cărțeana a început în această vară, iar lucrările au costat peste 1 milion de lei. Muncă în folosul comunității, în loc de închisoare. Asta propune noul cod penal care va intra în vigoare anul viitor. Infracțiunile ale căror pedepse nu depășesc 3 ani de detenție se pot transforma în muncă în folosul comunității. Astfel, statul nu mai cheltuiește bani pentru întreținerea deținuților și beneficiază de forță de muncă gratuită. Persoana care trebuia să fie condamnată la închisoare se amână această condamnare pe o perioadă de, pe un termen de încercare de 2 ani, iar dacă persoana își îndeplinește măsurile și obligațiile impuse de instanță și are un comportament corespunzător, această persoană nu mai este condamnată. Munca în folosul comunității va fi mai mult aplicată de către instanțe. Actualul cod penal prevede prestarea de ore de muncă în folosul comunității doar pentru infractorii minori. Ei sunt eliberați în grija părinților și pot munci pentru societate între 50 și 200 de ore. În ultimii 2 ani, în Timiș, doar 10 minori au trudit în folosul comunității după ce au încălcat legea. În Timișoara, micii infractori vor putea munci în cadrul societăților din subordinea Consiliului Local, cum ar fi retim, drumuri municipale sau horticultura. Din 2012 și adulții care comit furturi, omoruri sau vătămări corporale din culpă și șoferii prinși băuți la volan vor fi obligați să muncească pentru comunitate, dar nu mai mult de 300 de ore. Elevii din ciclul primar vor avea curând ocazia să răsfoiască peste 250 de pagini din ediția reînnoită a primului manual de istorie locală din România. Istoria Timișoarei, apărut acum 3 ani pe băncile timișene, își face din nou loc în brațele școlarilor recorectată. Cu ce premieră din domeniul transportului în comun se poate lăuda Timișoara? Nu știu. Cu ce premieră istorică se poate lăuda Timișoara din domeniul iluminatului electric? A fost primul oraș iluminat electric din Europa. Cred că în anul 1700. Cu ce premieră istorică din domeniul medical se poate lăuda Timișoara? Nu știu. Astfel sună răspunsurile unor elevi care nu au profitat vreodată de orele de istorie locală. Cunoștințele le sunt completate însă de colegilor mai mici. După îndepărtarea comunismului, Timișoara a devenit cel mai primul oraș liber. Știu că în anul 1989 a avut loc o revoluție foarte importantă în Timișoara. După revoluție, când au fost tramvaie tras de cai, au apărut tramvaiele pe linie. Dascălii timișoreni au ținut primele lecții opționale de istorie locală în 2008 celor peste 10.000 de elevi. De astăzi, peste 400 de cadre didactice vor primi un astfel de manual de istorie pentru a suplini materia opțională. Ce învață? Câteva momente de glorie ale orașului, ale locuitorilor, câteva momente de năpastă, cum ar fi ciuma, cum ar fi războaiele, cum ar fi asediile alea cumplite. Și mai învață că au fost și lucruri frumoase în oraș? Ca să fie atractiv, în primul rând, textele trebuie să fie scurte. În al doilea rând, trebuie să conțină multe poze și ca să fie și eficient, trebuie să aibă și un dicționar, așa cum are fiecare lecție din această carte, și câteva întrebări. Părerea profesorilor despre îmbunătățirea manualului este: consider că este binevenit, deci, introducerea unui astfel de opțional, pentru că elementele de istorie locală contribuie foarte mult la educarea patriotismului elevilor.
Printre datele pe care le pot afla elevii din manual se numără premierele orașului, date despre industria timișoreană, dar și detalii despre etapele istorice ale cetății Timișoare. Cursă nebună cu final tragic pentru un tânăr de 21 de ani din Timiș. Băiatul și-a pierdut viața noaptea trecută după ce mașina pe care o conducea s-a izbit violent de un copac. Impactul a fost atât de puternic încât șoferul a fost proiectat afară din autoturism prin portieră. Tânărul avea 21 de ani și locuia împreună cu părinții la Șag. A plecat din Peciunău, grăbit spre casă și a gonit pe șosea. A pierdut însă controlul volanului pe o porțiune de drum drept și a intrat în plin într-un copac de pe marginea drumului. Viteza cu care se deplasa, spun polițiștii, depășea 150 de km la oră, iar impactul a fost devastator. Tânărul a murit pe loc. Din cauza accidentului, circulația pe drumul care leagă localitățile Peciunău și Șag a fost blocată mai bine de o oră. O viață pierdută înseamnă alte câteva salvate datorită intervențiilor de prelevare a organelor. Specialiștii din Timișoara, București, Cluj și Târgu Mureș au efectuat la Spitalul Județean cea de-a 19-a prelevare de organe din acest an. Familia unui tânăr care a intrat în moarte cerebrală a fost de acord să-i ajute pe alți pacienți care au nevoie de un transplant. Cristina Dăscăleac are detalii. Bun găsit! Medicii de la Spitalul Județean din Timișoara au realizat o nouă prelevare de organe de la un tânăr de 18 ani din județul Arad, care a suferit un traumatism craniocerebral în urma unui accident rutier. Deși a fost operat, starea s-a agravat și tânărul a intrat în moarte cerebrală. Familia și-a dat acordul pentru prelevarea mai multor organe. Ficatul, pielea, oasele și tendoanele ajung astfel la pacienții din București, iar rinichii la Cluj. Prelevările de organe au început la Timișoara în anul 2005, când medicii au avut 3 astfel de cazuri. Până în 2009, familiile s-au dovedit a fi destul de reticente, iar intervențiile au stagnat. În 2010, numărul a început să crească foarte mult, la 15 cazuri. Recordul a fost atins însă anul acesta. Deja specialiștii de la Spitalul Județean au realizat 19 intervenții de prelevare de organe. 1,5 kg de bijuterii din aur au fost confiscate de polițiștii de la patronul unei societăți comerciale care au deschise 3 bijuterii în Timișoara. Omul a rămas fără podoabele pe care le comercializa ilegal și s-a ales cu dosar penal. Oamenii legii au descoperit în urma unui control că marfa era ștanțată cu marcaje necorespunzătoare. Mai exact, o parte din inelele, brățările și lanțurile din aur aveau aplicată ștanța unui bijutier care a ieșit la pensie. Aurul era vândut fără ca patronul să plătească taxe către stat. La finalizarea anchetei, spun polițiștii, aurul va fi topit sau, în ultimă instanță, va fi comercializat. Galeria Timișoreană Calina își deschide porțile pentru un exercițiu plastic îndrăzneț, poate cel mai îndrăzneț de până acum. Asta pentru că toți cei care au curajul să se lase ghidați de mâna plasticianului Imre Zoltan trăiesc o experiență unică a unui vis special, al unui vis cu ochii deschiși. De spital, o pereche de ochelari și muzică. Elemente de recuzită pentru un demers plastic inedit. Imre Zoltan le dăruiește privitorilor o călătorie. O călătorie spre lumină, în lumină. O aventură mai mult sau mai puțin tumultoasă, dar cu siguranță personală, spre miracolele care ne înconjoară. Eu doar vreau să arăt ceva simplu. Nu expun altceva decât lumina. Să ne gândim, să vedem miracolul în fața noastră, să găsim miracolul în viața noastră, chiar în momentul acesta. Călătorie, lumină, vis, miracol. Cuvinte care descriu bine, dar nu suficient experiența prin care au trecut toți cei care au îndrăznit să simtă pe propria piele gândul artistic pus la cale de plasticianul Imre Zoltan. Un comentariu deloc jurnalistic. Wow! E o senzație minunată. E superb, e o detașare totală de lumea reală. Mi-ar place să pictez. Ce am văzut. Ca și cum ai comunica cu o rază de soare. Puțin, fantastic. Undeva te duci așa spre o lumină tot timpul, e foarte ciudat, e foarte genial. Galeria Calina vă provoacă în continuare să trăiți pe propria piele călătoria artistică semnată de Imre Zoltan. O puteți proba până în 2 decembrie, de luni până sâmbătă, pe strada Mărășești, numerele 1-3. BC Timișoara joacă un nou meci în Liga Balcanică. Lei din Banat evoluează la această oră împotriva formației OKK Belgrad. Albioleții au nevoie de victorie pentru a mai spera la calificarea în faza următoare a competiției. Colegul meu, Adrian Cojocaru, este la sala Olimpia. Bună seara, Adi! Bună seara, Carolina! Care e atmosfera acolo?
Deocamdată este pauză aici, tot să înceapă sfertul al treilea, e o atmosferă de meci mare la Stadionul Olimpia, asta și pentru că tribuna e aproape lei din banat, așa cum a spus și tu, Liga Grad, trebuie să spunem că sârbii sunt o formație foarte puternică, au jucători care nu au avut loc în mari de echipe din țara vecină. După 20 de minute, însă, timișorenii conduc cu 43-40, meciul este echilibrat, însă, trebuie să... Timișorenii au condus cu 6-0 în startul meciului, au avut de două ori chiar și 10 puncte avans. Timișorenii doar 3 puncte în față. Așa cum spuneam, să înceapă sfertul al treilea, unul pe care de obicei al violeții îl domină, cel mai bun sfert al lor în meciurile de campionat. Așteptăm așadar un succes al Belgrad care le-a dat șansa în continuare al violeților care în fazele superioare de ligii balcanice. Adi, legătura telefonică nu este tocmai bună. Doamnelor și domnilor, urmărim în continuare alte știri din sport. Vedetele rămân la poli, președintele al Violeților a infirmat zvonurile conform cărora Goga, Curtean și Șepși ar urma să plece la echipe din Liga 1. Fundașul stânga s-ar putea întoarce totuși în Portugalia. Niciunul din cei trei, din punctul nostru de vedere, nu sunt pe lista de a pleca în iarna. Sesi este în vizorul celor de la Benfica, atenție, să revină în locul Benfica, să rămână la Benfica, asta este... ultima comunicare cu ei, au nevoie de fundaș stânga. De la poli ar putea pleca totuși un fotbalist. Da. Jucătoare care am putea să ne despărțim și care n-ar fi o problemă extraordinară, n-am pierdut foarte mult, am spus nu este unul dintre cei trei. După toate probabilitățile, jucătorul care va părăsi Timișoara în această iarnă este Tosin Ricketts. La poli va mai sosi în schimb un mijlocaș central. Este român, chiar de la o divizionare din Liga a doua, concurentă cu noi. În seria noastră, de-aia nici nu vreau să-i dau numele până nu se încheie turul ca să putem să vorbim despre el. Alexandru Răuț de la FC Argeș și George Petcuț de la Unirea Alba Iulia sunt pistele urmărite de timișoreni. La prima echipă va fi promovat și mijlocașul dreapta Adrian Popa de la Satelit. În schimb, Zaluski va fi cel mai probabil împrumutat la o altă echipă. Miza pe tineri, Poli vrea să promoveze o nouă generație de fotbaliști, așa explică Marian Iancu formula inedită din meciul cu Juventus București, când jucătorii cu experiență au fost lăsați pe margine. Aveam nevoie de niște evaluări. Asta este un club de fotbal, trebuie să riști. Trebuie să ajuți să le arăți tinerilor, să-i bagi în luptă atunci când poți, pentru că oțelul nu se călește pe aragaz, ci în furnal. Și terenul greu din Colentina a contribuit la alegerea primului 11. Al Violeții au vrut să evite accidentările dinaintea meciului de cupă. Noi aveam emoțiile de la ultimul meci jucat în București când l-am pierdut definitiv pe Mansur. Nu vreau să riscăm atât de mult cu un Goga, cu un Sepsi, care astăzi avem ceva probleme cu el pe o coapsă și trebuie totuși menajat Goga, care nu este un tip de angajament, mai ales dacă terenul nu e foarte bun. Iar Curtean știți foarte bine că de-abia ce l-am recuperat 100% după operația de ligamente la genunchi. Experimentul continuă la poli. Velcea va folosi o formulă inedită și la meciul cu Arieșu Turda. Suntem obligați să găsim soluții. Acum Vali lucrează la treaba asta. Poli întâlnește Lanterna Roșie a clasamentului sâmbătă de la ora 12. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Revedem înainte de final principalele știri pe scurt. Termenul de finalizare al autostrăzii Arad-Timișoara se apropie cu pași repezi. Chiar dacă autoritățile vor da în folosință drumul în 15 decembrie, muncitorii mai au treabă pe șantier cel puțin jumătate de an. Primăria Timișoara strică socoteala piețarilor care au transformat parcările publice în adevărate depozite de marfă. Administrația locală propune ca staționarea în apropierea piețelor să nu fie permisă decât maximum 2 ore. Parcă chiar ești în starea aia de comă între realitate și undeva, te duci așa spre o lumină tot timpul, e foarte ciudat, e foarte genial. Galeria Timișoreană Calina își deschide porțile pentru un exercițiu plastic în Răzneț. Întâmplarea a provocat entuziasmul celor care au avut curajul să se lase ghidați de mâna plasticianului Imre Zoltan. Rămâneți cu Analog TV pentru informațiile despre vreme. Sunt Carolina Voin, vă aștept la jurnalul orei 20 pe curând.
Vremea va fi frumoasă, însă rece pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Dar iată pe larg datele meteo. În Arad, la noapte, vremea va fi rece, cu cer senin și vânt ce suflă slab. Pe arii restrânse va fi ceață. Minima nopții este de minus 4 grade Celsius în Arad și minus 1 grad la Șiria. Mâine vremea va fi frumoasă, dar rece pentru această dată. Cerul va fi variabil, mai mult senin. Vântul va sufla în general slab. Temperaturile maxime vor fi de 5 grade Celsius la Șiria și 7 la Arad. În Caraș-Severin, la noapte, o vreme rece cu cer senin și vânt ce suflă slab. Pe arii restrânse va fi ceață. Minimele sunt de minus 3 grade Celsius în Reșița și Caransebeș, minus 2 în stațiunea Băile Herculane și minus 1 grad în Oravița. Mâine vremea se menține frumoasă, dar rece pentru această dată. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab. Maximele vor fi de 7 grade Celsius în Oravița, Reșița și Caransebeș și 9 grade în stațiunea Băile Herculane. În Timiș, în această noapte, vremea va fi rece cu cer degajat. Vântul va sufla în general slab. Izolat va fi ceață. Minimele sunt de minus 4 grade Celsius la Jimbolia și minus 3 grade la Sân Nicolae Mare, Lugoj și Timișoara. Mâine vremea va fi frumoasă, dar rece pentru această dată. Cerul va fi variabil, mai mult senin. Vântul va sufla în general slab. Maximele vor fi de 8 grade Celsius la Jimbolia, Timișoara, Sân Nicolae Mare și Lugoj. În Timișoara, în această noapte, vremea va fi rece, iar cerul degajat. Vântul va sufla slab. Pe arii restrânse va fi ceață. Minima nopții va fi de minus 3 grade Celsius. Mâine, timișorenii, o parte de vreme frumoasă, însă rece, cu cer variabil, mai mult senin. Temperatura maximă de mâine va fi de 8 grade Celsius. Joi, vremea se menține rece și predominant frumoasă. Cerul va fi degajat, vântul va sufla slab. Noaptea și dimineața va fi ceață. Minimele sunt de minus 3 grade Celsius în județele Timiș, Arad și Caraș-Severin, iar maximele sunt de 7 grade Celsius în Arad și Caraș-Severin și 8 în Timiș. Vineri, vremea va fi frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi degajat, vântul va sufla în general slab. Pe arii restrânse va fi ceață. Minimele sunt de minus 4 grade Celsius în județele Timiș și Arad și minus 2 în Caraș-Severin, iar maximele vor fi de 8 grade Celsius în județele Timiș și Arad și 9 în județul Caraș-Severin.